Ștefănescu a spus câteva lucruri reale. Revenind de fiecare dată la această hotărâre, pentru că ne solicită Ministerul de Finanțe. De hidroconstrucția ESA, trebuie să-și ia. Nimeni nu înțelege că, de fapt, eu am creat Partidul Popularilor Europeni în România. Dreapta aceasta română, modernă, afiliată unui partid paneuropean, a fost creată de Sorin Frunză Verde. În această dreaptă europeană modernă, în acest moment se află și Partidul Național Liberal vechi și Partidul Democrat Liberal. Practic, Partidul Democrat Liberal nu mai există. Suntem toți Partidul Național Liberal. Unde apare nuanța de trădare? Niciunde. Președintele Iohannis a câștigat cu 5% mai mult în primul tur în Cara Severin decât la nivel național și a câștigat alegerile în turul 2 în Cara Severin. Directorii instituțiilor școlare, rectorul Doina Frunză Verde a făcut o scurtă. Dar m-a deranjat foarte mult modul în care s-au referit la soția mea, la Doina. Doina a fost un student eminent, a terminat cu 10, facultatea tehnică din București, metalurgia din București, cu 10, nu doar la examenul de licență sau examenul de stat, cum era pe vremea respectivă. A luat 10 la fiecare din cele 40 de examene sau colocvii pe care le-am susținut, un caz fără precedent în istoria facultății de metalurgie, și metalurgia și politehnica în general sunt facultăți grele. Predă la München, la Gelsenkirchen, are în acest moment o reală expertiză și datorită ei și colectivului pe care îl conduce Universitatea Eftimie Mulțgu se află în această situație, o reală expertiză pe știința materialelor și cred că sub nicio formă nu putea să fie acuzată de plagiat.